Se termină toamna, o spun data din calendar și frigul de afară. Ne putem aștepta oricând la semnele iernii și nu ar trebui să fim luați pe nepregătite. Vorbim mai ales cu șoferii. Mașinile trebuie echipate pentru anotimpul rece. Schimbarea cauciucurilor poate fi făcută oricând de acum pentru a nu fi prinși pe roată greșită, să spunem așa. Obligativitatea dotării autovehiculelor cu cauciucuri de iarnă nu depinde de un anumit interval de timp, ci de condițiile meteorologice. Astfel, conducătorii auto trebuie să aibă cauciucuri de iarnă doar când circulă pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, indiferent de perioada calendaristică, a declarat purtătorul de cuvânt Alipej Argeș. Amenzile sunt mari pentru nerespectarea echipării corespunzătoare a mașinilor. Pentru lipsa cauciucurilor se aplică între 9 și 20 de puncte amendă, ceea ce înseamnă până la 1600 de lei de plată. Dar și ridicarea certificatului de înmatriculare, care urmează a fi eliberat apoi de rar, în condițiile în care șoferul echipează autoturismul pentru vreme rea.